Bună tuturor, bine ați venit sau ați revenit pe Ascult și Citesc. Eu sunt Loredana și în această sâmbătă m-am gândit să vă iau cu mine în librăria Book City. Știți bine că îmi place să stau printre cărți. Sunt munți de cărți, rafturi înalte și eu mă simt foarte mică. Și ceea ce e interesant, deși eu cumpăr în mare parte cărțile online, îmi place faptul că atunci când merg într-o librărie am impresia că îmi cumpăr cărți total diferite față de ceea ce îmi comand. De ce? Pentru că mă atrage coperta cărții, mă atrage ceea ce scrie pe spatele cărții. De multe ori nu știu nimic despre cartea respectivă, dar o văd în librărie și mi-o cumpăr. Ceea ce online nu se întâmplă pentru că online caut direct autorul, numele cărții și așa mai departe și îmi comand ceea ce știu deja. Am și o surpriză pentru voi la final, dar până atunci haideți să vedeți ce cărți mi-au făcut mie cu ochiul, dacă am cumpărat ceva, pentru că știți foarte bine că e foarte greu să te abții, să nu cumpări atunci când mergi într-o librărie, de aceea de multe ori trec pe lângă ea și zic nu intru, pentru că dacă intru, sigur cumpăr. Dar acum, pentru că suntem aici, haideți să vedem dacă mi-au ceva. Pare nuș să nie cei rămași și cei plecați. Problema e că am... Nu am acasă, nu? Adică am tatăl celuilalt copil și cel care mă așteaptă, nu? Dar n-am... Pare nuș să nie și nici n-am mai citit. Doar cele două le-am citit acum, nici nu mai știu câți ani, 3, 4, 5. Și n-am mai citit nimic, dar acelea mi-au plăcut foarte tare, așa că... Hai să o țin pe aceasta deoparte să văd dacă o cumpăr sau nu la final, dar posibil că da. E și micuță și acum sunt în perioada cu cărți foarte mici, după Ana Karenina, orice e până 300 de pagini e it's good. Restul sunt no. Că toți sunt aici lângă foarte multe cărți la Apple Room Top 10, mă abțin să cumpăr. Știți că am foarte multe, raftul meu de sus este complet cu Polirom Top 10, pentru că așa am început eu să-mi construiesc biblioteca, pentru că sunt cele mai ieftine, au și foarte multe variante, v-am mai spus, Saramago și Murakami, doar la ei găsesc și mi-a și plăcut că arată toate la fel, dar nu sunt mare fan, au scrisul destul de mic. La cărțile de cu mai puține pagini n-am nicio problemă, dar la cele mai mari... Nu știu, aș vrea mai bine o carte mai mare, cu scris mai mare, că oricum sunt chioară și mi-ar prinde bine alt gen. Dar când n-am de ales, mai îmi cumpăr și de la Polirom Top 10, dar am zis să mă mai opresc pentru că oricum am destule. Bine, și aceasta este tot de la Polirom, nu am nicio problemă cu Polirom-ul, doar că este varianta, aș spune eu, mai calitativă de la Polirom. Acestea sunt, dar sunt ieftine și n-am nicio problemă, chiar mi-a plăcut, de multe ori aleg varianta asta mai ieftină, dar de un an, de când am fițe și de când apreciez cumva mai mult calitatea, de 2 ani, calitatea cărților, să fie coperta, nu știu cum, paginile, atunci aleg una mai scumpă. Am văzut, de exemplu, Polirom, varianta aceasta și varianta de top 10, de multe ori diferența de preț este și de 10 lei și contează, pentru că mai pui încă 5, 6, 7 și îți mai e o carte. Trecem mai departe, trecem pe lângă Polirom. Hai să văd dacă mă atrage ceva de la editura Humanitas și de aici am foarte multe și multe deja le văd că le-am în bibliotecă și atunci să vedem dacă... Pentru că tot am vorbit de curând despre Ismael Cadare și am văzut și în comentarii și mi-au scris și pe Instagram despre această carte, Generalul Armatei Moarte, un roman pe care mi l-a recomandat și un prieten mai de mult și încă n-am apucat eu să-l citesc, dar pentru că tot am vorbit de curând de el și nu am cartea în bibliotecă, o păstrez și pe aceasta. Da, deci n-am cum, am zis că mai cumpăr doar o carte, dar... Tot am vorbit despre Coțe, nici pe Coțe nu l-am mai citit de vreo 3 ani și uitați-vă cum
Sigur știți, cel puțin despre film, pentru că este un roman ecranizat în 2020 de Ciro Guerra cu Johnny Depp și Mark Rylance. Se numește Așteptându-i pe barbari. Cum să nu cumpăr eu cartea asta? Dar n-aveam de gând. Da, uite că vlogul meu cu recomandări de autori care nu sunt atât de populari, să zicem așa, m-a făcut de fapt pe mine să-mi cumpăr cărți de la Coțe și de la Cadare. Am o influență foarte puternică asupra mea. Îmi ascult recomandările și sfaturile. Nu știu să mai îmi cumpăr, mi-ajung 3, dar m-aș mai uita și la celelalte rafturi cu alte edituri. Pa! Uite că tot vă spuneam, iar revin la vlogul cu recomandări de autor, despre Kurt Vonnegut. La editura Art avem promoție 2 plus 1 gratis. Așa că dacă vreți să-l cunoașteți pe Vonnegut, cumpărați cărți. Bine, avem și la Dostoievski și o să dărâm acest raft, da, nu mai stă. Și sunt și foarte drăguțe cărțile acestea de la editura Art, știți bine că mie îmi place, arată foarte bine. Și îmi place că majoritatea au copertă tare, cartonată, nu știu cum se zice. Da, am dărâmat acest raft. Cum facem să stea? Arta de a avea întotdeauna dreptate. O carte pe care o cunosc deja, eu am scris-o. Și la editura Corint avem 25% reducere și cum anul acesta este anul în care încercăm să citim cât de mulți clasici putem, cel puțin unul pe lună. Apropo, în perioada aceasta avem și o provocare venită de la editura Corint, un maraton timp de 3 săptămâni în care trebuie să citim 3 cărți clasice și anume Mândrie și Prejudecată. A fost săptămâna aceasta, a început din 11 aprilie. Următoarea, nu știu care următoarea, dar mai avem Doamna Dalloway, cred, de Virginia Woolf și Suflete Moarte, da, Suflete Moarte de Gogol. Deci cele 3 cărți sunt în acest maraton al editurii Corint, Mândrie și Prejudecată, Doamna Dalloway de Virginia Woolf și Suflete Moarte de Gogol. Și eu, pentru că am deja destul de multe cărți necitite de la editura Corint, clasici ai literaturii, mă abțin și de data aceasta nu mai cumpăr nimic. Nimic, 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 gata, ajunge. Am pe listă să cumpăr și Culoarul Morții de Stephen King, doar că nu acum. Ocum la loc, pentru că mai am oricum destul de multe cărți necitite de în bibliotecă, dar vreau neapărat să citesc și Culoarul Morții, deși am văzut filmul de vreo 2-3 ori. Nu contează, vreau să citesc și cartea, așa că mă abțin și rămân doar acestea 3, Coțe așteptându-i pe barbari, Ismail Cadare, Generalul Armatei Moarte și Parinuș Sanie, Cei rămași și cei plecați. Gata, acestea au fost cărțile pe care mi le-am cumpărat eu astăzi și m-am abținut din greu, pentru că am încă foarte multe cărți necitite în bibliotecă și atunci încerc din tot sufletul să nu cumpăr multe, dar n-ai cum să te abții și n-ai cum să intri într-o librărie și să pleci fără nicio carte. Așa-i? Și după cum vă spuneam, am și o mică surpriză pentru voi, este vorba despre un giveaway. Cei de la Book City au fost foarte drăguți și ne-au oferit câteva produse, dar giveaway-ul o să aibă loc pe Instagram, ca de obicei, așa că dacă nu mă urmăriți acolo, dați follow, ascult și citesc. Pentru că în luna aceasta, ci drept, am avut mai multe giveaway-uri pe Instagram, pentru că este luna în care eu împlinesc 2 ani de BookTube și simt nevoia de fiecare dată să vă mulțumesc într-un fel sau altul, pentru că m-ați suportat 2 ani de zile, așa că de data aceasta Book City ne-a oferit câteva produse foarte frumoase, pentru că dacă nu știați, în Book City găsiți și cănuțe, și discuri, CD-uri, muzică, lumânări, jocuri pentru copii, jocuri pentru adulți, tot felul de lucruri, nu doar cărți. Așa că haideți să vă arăt ce avem în acest giveaway, care va începe de mâine, duminică, pe Instagram. Avem așa o agendă foarte drăguță, pe care scrie Good Things Take Time, să avem unde să ne scriem gândurile sau pasajele care ne-au plăcut nouă foarte mult dintr-o carte. Avem, evident, și ceva pentru aromaterapie, pentru că
după cum bine știți, și mie îmi plac foarte mult lumânările, îmi place să-mi aprind o lumânare, ceva, în timp ce citesc. Așa că avem aici acest suport în care îți pui lumânarea și deasupra pui uleiuri esențiale sau ceva să miroase plăcut în casă. Foarte drăguță. It's a beautiful day, deci e perfectă pentru pentru a citi, zic eu. Evident că avem și ulei pe care îl punem aici. Avem și un ulei care miroase a vanilie. Vanilie din Madagascar. Avem și un pix, după cum vă spuneam, nu vă spuneam, dar avem și un pix pentru a ne scrie gândurile în agendă. Și evident că nu puteam să nu avem în acest giveaway și o carte. Hanul cu magnolii. Arată foarte drăguț coperta. Eu n-am citit-o încă, dar m-a atras de Caroline Brown. O să vă citesc ce scrie pe spate, poate vă face curioși. Când am moștenit Hanul cu magnolii, o casă din perioada victoriană amplasată în mijlocul pădurilor de pin din estul Texasului, lui Jolene Bussard, i s-a îndeplinit un vis extraordinar. După o viață petrecută cu regretul că nu și-a putut salva mama care avea tendințe de autodistrugere, Jolene știe că pensiunea pe care până acum au condus-o mătușa și unchiul ei este cea mai bună metodă de a începe o viață nouă într-un loc pe care să-l poată numi acasă. Are doar o mică problemă. Un constructor încăpățânat și cu toane pe nume Tucker Malone, care deține jumătate din hanul cu magnolii și a reușit să-și înfigă cizmele prăfuite de cowboy în mijlocul visului ei. De la moartea soției, vina și demonii interior l-au chinuit pe Tucker și l-au făcut să fie la fel de închis în sine ca Jolene. Ultimul lucru pe care se așteaptă este ca partenera lui de afaceri să-i stârnească sentimente pe care nu mai credea că le poate avea și, indiferent cât de precaută este Jolene, poate că și-a găsit, în sfârșit, sufletul pereche, un om pe care să-l ajute, dar pe care să se poată și baza la nevoie. Lucrările de renovare la hanul cu magnolii sunt doar primul pas către refacerea propriilor inimi. Vor fi cei doi în stare să renunțe la trecutul dureros și să aibă încredere în viitorul lor împreună? Da, găsiți toate aceste produse pe care vi le-am arătat pentru giveaway în descriere, adică găsiți link-uri către aceste produse în descrierea vlogului și evident și link către Instagram pentru că acolo puteți participa la giveaway ca să puteți câștiga aceste produse. Mulțumesc că ați fost alături de mine și că v-ați plimbat cu mine prin Book City. Vă aștept să vă înscrieți în giveaway și nu uitați că puteți să vă comandați și cărți și alte produse și de pe site-ul celor de la Book City. O să las și site-ul în descrierea acestui vlog. Până data viitoare vă doresc spor la citit, lecturi frumoase și o săptămână minunată!